Hai că m-am făcut și eu ăsta, că voi... Păi am făcut și materialul ăsta. Da, vă uitați. M-am folosit și cine, ce să mai zic? Steți mari vedete. Vreți să-ți mai dau niște parfumuri să le duci la fete? Nu, frate, că am bani să-mi iau, Steli. Vrei să-ți adaug? Nu, gen, să mai faci materiale, gen. Cum? Cât mai ține cuplul ăsta pe Facebook? Nu mai știu. Cât mai avem? Ce? Cât mai avem să treacă? Vezi, Bogdan, că după aia se înțelege că îl dă numai așa. După aia se înțelege că îl dă numai așa, adică... Bă, nu, trebuie dar e de fapt când dă un cadou se implică. Eu nu stau să-mi pregătesc eu lui nimic, măi, nimănui. El simplu. Când dă da? Un cadou se implică, de fapt. Cum adică îl dă numai așa, Livian? Ce vrei să spui că el, adică e superficial și dă numai așa cadouri ca să cumpere fetele? Vrei să dăm dume? Bogdane, hai să, hai să dăm, că e un show. Hai să facem caterinul altul, vrei, te ține... Hai! Te ține să facem de acum acolo până și în casă, te fac de pilaf, mă, copile. Hai! Că n-ai cum, dar frumos! Da! Hai, de acum acolo ne ținem mai asta. Da, nu te super dacă fac Caterin câte vreți. Vezi că eu din cât i-am văzut... Bine, eu mișto, nu jignesc. Hai, fete, mișto-i bine. Eu din cât i-am văzut, o că el nu-i halește vreo jala ca și restul, adică... Ce-am zis? Ce te deranjează? Ce seara așa? Ce mare lucru am zis? Automat e fake, frate. Bă, frate, îmi cer scuze. Din partea ta nu e fake, asta e părerea mea. Cine înțeleg? Din partea ta e fake? Nu, din partea lui nu e fake, am zis. Ah, și eu-s fake. Bă, frate, am zis de partea ta, ce nu înțelegi? Am zis cuplul e fake, nu tu ești fake tu. Da? Dar toată lumea știe, eu văd mesajele de la oameni. N-am zis eu asta. Toată lumea știe. Da. Poporul. Toată lumea și vede că el are intenții bune și tu nu. Hai să o luăm. Să o luăm. Ce intenții? Așa mi se pare mie, frate, adună argumente. Ce trebuie să fac să am intenții bune, fratele meu? Adună argumente. Dar să o luăm altcumva. De ce ar vrea să fie într-o relație fake? Cine să vrea? Dar întrebă pe ea, frate, nu pe mine. Mă interesează. Nu, să pe tu ți-a dat cu părerea, nu, el s-a băgat. Nu, eu am zis să sunt de trebuie pe tine. Nu, am crezut că ai ceva idee. Nu, frate, sunt de trebuie pe ea, ce trebuie să fac? Mie mi s-a părut, uite, față diferența între cuplu. Nu, mă, că nu vorbești cu ho. Ce faci? Bune, să mai zic ho. Mai zic ceva la ea, cu ce faci? Dar nu mai zic ho, da? Lasă că zice cum vrea, dar nu mai țipa la ea. Nu, dar ho, nu ho, bă, Dani, că nu suntem pe câmp, da? Nu ho, că la ea acolo... Așa zice ea, da. Nu mai țipa la ea. Nu e frumos țip la femeie, că țipa. Dar nu e frumos să zică ho. Să spunem, dacă despre mine vorbești, okay. Despre mine. Nu am vorbit despre okay. Tine. Ce vrei să fac ca să nu pară fake? Dar nu trebuie să fac eu, Andra. Ce? Dar nu, spune-mi, că ia să vezi cum. Ce faci asta? Eu vreau să fiu, eu vreau să fiu corectă. Vreau să fiu corectă. Nu vrei tu să fii corectă, nu mai momenti tu pe mine că vrei să fii corectă. Trebuie să dau impresia că chiar e adevărat. Dar nu vreau să-mi dai mie, că tu nu ai venit pentru mine la emisiunea asta, nu? A venit pentru mine Bogdan sau pentru altcineva? Dar tu nu ai dat cu părerea și stai și la mine. Da, mă, da. Și mai schimbă părerea. Care problemă? Dar eu, spre deosebire de mine, am curaj, mă. Da, am văzut că ai intrat în casă și ai spus că n-ai venit pentru nicio femeie. Cum mă, n-am zis de Andra? Când te-ai pus aici pe lângă scaun la bă, mine și mi-ai spus... Bă, frate, păi am văzut, aveai... Erai șmecher tare atunci, mai ales... Păi eu sunt șmecher, bă, băiatul. Am văzut. Fii atent, hai să-ți explic eu ceva. Hai să-ți explic. Fii atent. Noi doi, oricând vrei tu, ori mergem oriunde în țara asta, să vedem cine mai e șmecher. În momentul ăsta ai tu plus mergi cu mine prin toată țara asta. Bă, frate, da. Frate, dar nu te știa nimeni. Ca persoană publică. Nu ca persoană publică, copile. Mergem noi doi unde la toți șmecherii din țara. Ai înțeles? Așa. Să văd cine te respectă pe tine și pe mine, ai înțeles? Eu cred că tu ești vreo săgeată. Bă, tu n-ai înțeles ce sunt? Ai curaj? Bă, te ține... Te ține. Bogdan, te ține... Zi. Uite-l pe ăsta care-i plătea. Dar ce faci, mă, cauți alianțe? Vorbește-mă cu mine, bărbate. Nu, frate, dar șmecherii din țară... Vorbește cu mine. Șmecherii din țară și ceva ce uite-l pe ăsta care-i plătea. Bă, frate, dar ce faci, mă, la Galați? Eu te plătea pe banul ăsta de-a mea. Tu știi cine suntem, mă, la Galați, la tine? La tovară și mine? Hai să vedem cine e șmecher. Bă, frate, mai șmecher la tine în oraș, tot doar ca tine. Vedem și de aici așa... Bă, tu ai auzit? Nu, afară, lasă-i. Nu, mergem ca să vezi cum respectă lumea, că ești mai mici. Vede aici și respectă toată lumea. Bă, tași-mă din gură, ține-mi asta că de gură. O secundă. Te câștigă respectul în casa asta, bravo. Putem să vorbim și noi ca bărbații, fără femeie, sau să ieși tu papu? Nu, că eu m-am băgat pentru ea. Ce are asta e cu ea și mă bag. Spune să nu mai vină spre mine, că nu mă interesează. Eu sunt bărbat, dar așa simt eu să vin spre tine, că... Foarte bine, sunt bărbat. E bărbat, nu vezi ce corp de bărbat are, săraca. Corpul ei tot. Dar ce tot să tot uită la mine, că nu înțeleg. Eu nu vreau. Dar uite de mă. Am vorbesc cu tine. Ce vrea? Să cum te-am văzut? Nu am nevoie, Bogdan. Păi și nu ești gelos? Că stai. Stai. Păi ești gelos, putea lumea, Bogdan, te umpli când vorbești cu cineva cu prințesa. Da. Ce mai vrei? Bine, și care, știi care e punctul ei foarte, că e simpatică. Asta e. Bă, Bogdane, știi care e punctul ei? Foarte că e simpatic, asta e norocul ei. Da? Pe mine de ce m-ai blocat, Mariana? Că ai zis și tu că fac... Tu că ai nevoie de bodyguard, da? Mai că ai zis că fac live la recepție, Marinela tot așa, Paolo rămas, ea a rămas, Andra tot, când... Andra, ce am avut cu ea? Nu mai ții minte, dar mi-a făcut ceva. Andra e blocată. Cine? Și Andra. Andra, da, din prima, nu știu ce mi-a făcut. Când cred că o sări la mine. Și Bianca. Bianca a fost prima care m-a urmărit din sezonul întâi. Așa. Și ea singură mi-a zis... e blocată, da, sau nu? E dezblocată. Ah, eu a fost blocată de vreo trei ori și dezblocată de vreo trei ori. La început, când cu masa, când cu asta.
Și Bianca zice că nu te-am mai urmărit înapoi. De-am uitat că m-a urmărit. Nu, dar să știi că în cameră numai frumos vorbește de Bianca. Mulțumesc. Da, am spus ieri și lucrul ăla sincer, că m-aș teme să fiu cu ea pentru că din sezonul 1 și fetele mai mari, nu fac puțin. Poți să îți arești așa și cu tricoul ăsta. Bă, dar tu vorbești cu turile astea. Dacă te duc, dar uite cum stă prin. Bă, frate, este tu mori de foame, frate, mă lași cu afacerile minte. Cu afacerile moștenite, cu afacerile minte. Cu cât de industria ta muzicală mai tare pierd bani, mă. Domnule Caric, nu am nevoie de, spre deosebire de nimic, de nimic, nu am nevoie de nimic, bă, băiatule. Stai, cum între diferența, că tu dacă ești aici... Mă, de talent, mă, care eu... Bă, frate, tu dacă ești aici... Fii pictez când desenez, fitness model, antrenor de fitness. Bă, tu dacă ești aici, vrei să spunem noi alte, că nu-mi place, că nu-mi dau sifon. Am toate talentele, pot să fac orice vreau, înțelegi? Dar tu ce faci? Poți, dar nu le faci. Eu, înainte de emisiunea asta, făceam tatuaje. Făceam tatuaje. Dar nu trebuie să mă convingi cu mine, frate. Bravo ție. Trebuie. Făceam un milion de chestii, frate. Altă întrebare. Dar cine mi-e mâine, ce faci? Poți să răspund la întrebarea asta? Eu? Da. Ia, vine cu Andra Volos. Ce tu lasă-mă în pace să vorbesc. Bani mulți fac. Înțelegi? Cât tata intelect. Și o să ajung. Bă, frate. Știi unde Doamne ajută. Aici ai ajuns tu, știi? Maximul tot. Acum acum vreo câți ani a fost. Așa. Eu gen nici nu o să te văd de acolo de sus, înțelegi că de unde cum pot tu te uiți să vorbești? Mai așa cu 10 ani, dacă vrei. Eu îți doresc ca Bogdane. Dane, eu îți doresc să faci treaba asta. Mă treabă cu mine de talent, băi băiatule. Dar ce mai rușine să zici care nu ești talentul meu să fac bani, care problemă? Cum să spui civilizat? Asta nu e un talent. Dar talentul meu nu e să fac bani, talentul meu e că am chiar foarte multe talente și pot să fac bani din ele, dar numai că de pe mai multe chestii. Dar nu se rezumă totul la bani. Ce sare în sus așa? Te-am întrebat frumos care e talentul. Ce sare în sus? Stai cu minte, nu mă lua pe nici cu subtilități de astea, că tata bă, frate, de ce sari în sus? Nu poți să răspund la o întrebare civilizată, Bogdan? Am spus că am talentul ăsta. Bravo, și care e problema? Puteai să spui la început? Dar nu-i talent să facă bani. Bogdan, investiții oprins. Bă, n-ai tu de unde să știi, nu vorbi de... Nu e ăla care a făcut bani gen din coprins, eu a făcut statul proprietar, a făcut nu știu ce pe proprietatea lui și primea... Dar primea bani de la stat. Păi nu tu mi-ai zis. Nu-i spui lui ăsta. A, ăsta. Păi ăsta, frate, te-au la pentru că tu nu spui mie dacă... Nu, dar nu ți-am zis ăsta. Da, dar tu nu spui mie dacă sunt tari în... Mie, zice așa, păi eu îi spui zi-mă o glumă, mă, ce ești tu când ai la pe cap. Era frumos ce ai făcut ieri. Dacă aș putea să zic și eu, mă, nu știu ce, cum ai zis tu. Păi am zis ăsta, pentru că sunt catifea. Da, nu ești catifea deloc, mă, lasă-mă cu catifeaua ta. Dacă nu ești catifea, mă, tu catifea. Ce? Nu eram catifea. Dacă vezi că ai o vârstă și nu ești baxter să nu-mi permit ca obiții diferențe de categorie, da? De unde știi cum mă beteai tu pe mine, mă? Nu am zis că te băi, știi ce facem? Hai să facem ceva. Uite, cu drag. Când ajungem acasă... Ce nu sunt catifea? Dacă tu zici că ești mardoi, când ajungem acasă... Nu sunt mardoi. Nu sunt mardoi. Păi nu aici, mă, să ne bătem cu oamenii. Păi cu oamenii mari. Păi tu nu știi ce faci, mă, că erai pisric în teatru. Nu sunt cu nimeni, nici cu tine, nici cu tine. Vreau să-ți arăt cum ai zis. Nu ți-am zis ție, mă, frate. Bă, Bogdane, vă nu mai fi îmbărligătorul de vede lumea, băi. I-am zis dacă te ține. Dacă te ține, nu ți-am zis ție. Ce e o expresie? Care e problema? Nu ți-am zis așa ceva niciodată. Nu, mi-ai zis ăsta, e mai urât. După. Lasă-mă, nu ți-am zis ăsta, frate. El are bani și când în prima ți-am zis Bogdan. Da, da, ți-am zis Bogdan. Lasă. Ți-am zis Bogdan, bă, nu. Sau au zis că are bani și când au ajuns să-i... Bogdan, uită-ți patul, sau unde dorm? Și îl dorme la hotel. Lasă-mă cu banii. Păi eu dorm la hotel, domnișoară, care e problema? La prima zi, ce ce mă, n-am plecat în prima zi? Ce vorbești, mă, tu aici? Nu știu, am prins ce tu vrei, mă, tu? Nu știu, am prins că plătit tot ăștia hotelul de aici, la producție. La... Tu stai tu în cameră și eu stau singur. Care e problema? Care e șmecherul dintre noi, a? Ia zi. Păi da, dar am prins că îți plătesc ăștia hotelul. Cum facem? Cum, mă, eu mi-am plătit hotelul. Treabă, bă, oamenii. Bă, copile, bă, vorbești mai prostii, mă. Mi-e rușine că te-am cunoscut, jur. Acum. Da, mi-e scârbă. Da, și când ajungi în țară să laudă cu șipii Bogdan Mucar. Oh, no! Au și cere tag. Cere tag, pune-mă la story. Doamne, ferească mine. Plec, mă nervez. Stau cu toți puștii. Da, hai, uite, la noi. Cum scoți limba? Dacă tu știi să scoți limba, cum ai prins? Bă, că îmi pronunță cam des numele, Bogdane, domnișoara. Cum? Îmi pronunță cam des numele, bă, nu știu de ce. Te vreau, măi! Dar nu mă interesează. Te vreau. Ești tu, nu ești gelos, un macho man care a avut multe femei la 20 de ani. Dacă îi dai parfum, nu-s gelos. Bă, frate, n-ai scăzut multe femei, mă, la 20 de ani. Cum să spui mă așa ceva? Eu? Te faci de râs, bă, Bogdane. Eu spun pentru tine, că mai mi-e... Și cum le-am avut? Le-am avut, m-au avut pe mine. Nu, dar ai dreptat. Dar care are alea multe femei ai avut ea? Care are alea multe femei, Bogdane? Are dreptate, nu poți să zici chestia asta. Și dacă ar fi două, pe mine m-au avut pe bune, nu? Bă, frate, o să zici pentru bani. Bă, frate, nu contează. Tu ai zis că ai avut multe femei. Unde sunt alea? Nu cred că nici pe fiz nu-l vreau. Care, dar nu mă interesează, mă, ce spune. Ca om nu vezi ce caracter are. Dacă n-avea bani, murea virgin, vrei să vii? Băi,
Mă împaci cu... Păi băi, hai să spune ceva, Bogdan. Cu Casanova ăștia. Vrei să spun Casanova adevărat că dacă Andra nu era la emisiunea asta, nu se uita la viața asta la tine, băi. Cum? Dacă nu era emisiunea asta, fata să nu se uita că tu nu ești de nasul aici, nu înțeleg. Andra nu se uita la... Păi vrei să spun, nu e o jignire aici. Dar poate niciunul ajungea să o cunosc viața mea. Stai o secundă, măi. Dar poți să accepti o părere sau nu? Cum ai spus tu, că eu te-am lăsat să spui, să bați câmpul. Ea este o fată cu pretenții. Eu spun. Paula, nu mi-ai dat niciun semn că ca și cum tu ai vrea ceva. Tu nu știu ce aștepți, pe cuvânt, sincer. Și cu mine ce simți? Ți-am zis că îmi place Bia de tine. Putem să încercăm să avem dacă îți face ție plăcere. Deci eu mai mult încerc să te cuceresc, dar ce să fac? Eu ți-am spus că îmi place și mie de tine, fiind. Ding, 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 ding. Bravo, avem un câștigător, bravo. Sunteți simpatice, dragilor. Te întreb, care e problema ta cu mine? Vreau să știu care e problema ta cu mine. Tu, fată, tu cauți material cu mine. Eu în spate nu te vorbesc, eu în spate nu-s curios de nimeni. În momentul ăsta să-mi aduci toate filmările și toate pozele care tu afirmi că le ai cu mine, ca să știu de unde a plecat toată mascarada asta. În momentul de față vreau să îmi arăți tot. Te crezi peste toată lumea sau cine ești tu ea? Au auzit urechile că există băieți care filmează fete, pozează fete și le filmează în anumite ipostaze. Da. Ea mi-a spus mie că ea crede că Liviana are ceva înregistrare cu ea, dar de la altcineva. Deci dacă o luăm logic, e Bogdan. Eu zic intuiesc. Mi-a propus Biei să pozeze pentru tine în ipostaze mai sexy. Puterea dragostei continuă. Ne vedem de la ora 17.